rog să luați locurile. Vă aduc salutări sfinte de la Biserica Elim din Atlanta, unde slujesc prin harul Domnului. Aș vrea să vă spun și să vă mulțumesc pentru că cu un timp în urmă, dumneavoastră ca și biserică și frați, v-ați rugat pentru mine. Am trecut printr-o perioadă foarte grea, am fost bolnav, însă Domnul a fost acela care i-a dat biruință. Apoi aș vrea să vă spun că nu sunt singur, sunt împreună cu soția mea, Pertita, care este cea mai bună brutăreasă de pâine a vieții, zicem noi, și împreună cu fata noastră, Sera, care ne ajută foarte mult la designerul coperților și când facem pentru Biblie. Și doresc ca Dumnezeu să vă binecuvinte pe fiecare. Înainte de a intra câteva minute să vorbesc despre această lucrare pe care noi o facem, m-am gândit, m-am uitat la dumneavoastră și aș vrea să vă spun în această dimineață că aveți valoare înaintea lui Dumnezeu. Fiecare dintre dumneavoastră sunteți prețuiți. Dumnezeu vorbește unui popor în vechime și spune, pentru că ai preț înaintea mea, un popor privilegiat de Dumnezeu, un popor iubit de Dumnezeu, un popor special căruia Dumnezeu îi face niște promisiuni extraordinare și spune, pentru că te iubesc și te prețuiesc, dau pentru tine țări, dau popoare, dau teritorii, dau oameni, pentru că ai preț înaintea mea. Dar aș vrea să vă spun în această dimineață, pentru dumneavoastră și pentru mine, nu a dat popoare, nu a dat teritorii, nu a dat pământuri, nu a dat țări, a dat ce-a avut mai scump pe lumea aceasta. Aleluia! A dat pe Fiul Său Iisus Hristos, Aleluia! Mielul lui Dumnezeu care a venit jos pe pământ ca să ne mântuiască. Aleluia! Cel mai frumos dintre oameni a coborât jos aici în lumea noastră. N-a putut să vină nimeni, nici îngerii din înălțimi, nici oștile de heruvim, nici cei bătrâni încununați de părul alb înconjurați, nici cele patru făpturi vii cu ochii aprinși ca de făclii. Tăcerea peste cer s-a pus, dar a venit Domnul Iisus. Cu vocea Lui El a strigat, mă duc în lumea de păcat. Și a venit aici jos, în Portland, în Atlanta, în România, în Ucraina, în Moldova, ca să ne mântuiască și să ne caute și să ne spună că a pregătit un loc așa de minunat să ne ducă în cerul Lui, dragii mei. Aceasta este promisiunea lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Fiul lui Dumnezeu a venit jos să moară pentru noi, dar mormântul gol, gărzile imperiale, trădarea lui Iuda, complotul marilor preoți ai vremii, n-a putut să-L țină în mormânt. E viu în vecii vecilor și stă la dreapta lui Dumnezeu. Dacă Domnul Iisus Hristos n-ar fi înviat, cine ar șterge lacrimile văduvei și a orfanului? Cine ar iubi pe cel neiubit? Cine ar lăuda pe Dumnezeu? Cui ar fi cântat așa de frumos în dimineața aceasta corul? Cui ar fi cântat fanfara așa de frumos? Cui s-ar închina națiunile creștine de pe toate meridianele pământului dacă Domnul Iisus Hristos n-ar fi înviat? Dar El este viu în vecii vecilor și stă la dreapta lui Dumnezeu. Și există un mesaj al morții și învierii Domnului Iisus Hristos care traversează veacurile și generațiile și care vorbește de o înviere glorioasă pentru noi, pentru copiii lui Dumnezeu. Slăvit să fie numele Domnului! Aș vrea să vă spun că toate evenimentele și tot ce ne înconjoară ne spune că vine Domnul nostru Iisus Hristos. Și mi-am pus o întrebare ca om și am spus și am strigat de aici, de jos, din Valea Plângerii, sus, undeva, acolo pe ziduri, am văzut un străjer și am strigat, străjerule, mai este mult din noapte? Și răspunsul care l-am primit înapoi, cine ești tu de între? Sunt unul din Valea Plângerii, din Valea Durerilor, de aici, de pe pământ, din mireasa lui Hristos. Și întrebarea a fost, și răspunsul mi-a fost dat
și dumneavoastră cunoașteți. E noapte, e întuneric, dar se văd zorile, apare zorile. Dar mai este ceva, spunea străjerul, în odaia de nuntă sus se aude ceva mișcare, este forfot, este pregătire pentru mirele nostru Iisus Hristos, pentru noi, pentru mireasa Lui. De aici, din Valea Plângerii, de multe ori îngenunchiați de boli, de necazuri, de durere, de falimente, de lipsuri, de toate felurile, dar nu biruiți. Purtăm drapelul de biruitori în numele Celui care a purtat înaintea noastră și care este Iisus Hristos, Domnul. Binecuvântat să-i fie numele Lui. Dragii mei, aș vrea să vă spun, este o binecuvântare pentru noi că suntem în locul acesta. N-am crezut că mai ajung. Am ajuns bolnav și că eram în spital, acățat de furtune și de cârlige și de toate felurile, am făcut o rugăciune și am spus, cum o zis psalmistul, Doamne, poate morții să te mai laude, poate morții să mai vorbească de tine. Și eu am spus în felul meu și am spus, Doamne, poate morții, poate mormântul, poate țărâna să mai facă Biblii. Și am zis, mai lasă-mă, Doamne, mai dăm zile să mai pot lucra pentru lărgirea împărăției lui Dumnezeu. Slăvit să fie numele Domnului. Dragii mei, mă uit la ceas și aș vrea să vorbesc despre lucrarea aceasta pe care noi o facem cu tipărirea Bibliilor. Mulți m-au întrebat de-a lungul anilor, din ce cauză, cum de ai pus numele cuptorul de pâine a vieții, brutăria. Și aș vrea să vă spun, eram în anul 2000, eram la o rugăciune undeva în Atlanta și un vas al Domnului a venit la mine și mi-a spus, frate, am avut o vedenie pentru tine. Și am spus, spune, soră, care a fost vedenia? O soră în vârstă a trecut nu de mult la Domnul, un vas a Domnului care vorbea cu da și amin. Când se termina de multe ori rugăciunea și avea câte o lucrare, ieșeam pe ușa pe laterale să nu ne oprească oare nofia mea, pentru că știam că Domnul vorbește. Dragii mei, aș vrea să vă spun, mi-a spus lucrarea în felul următor, zice, frate, te-am văzut că stăteai într-un loc și zice, în fața ta erau mulțimi de oameni care stăteau la rând. Spunea sora, cum era pe vremea aceea comunistă când oamenii stăteau la rând? Spunea, în partea stângă aveai o coșarcă mare plină cu pâine albe și când se termina pâinele, dădeai pâine într-una și oamenii mereu, alții se schimbau și vineau și când nu mai era pâine, zice, îngerul Domnului cobora și umplea tot timpul coșul. Și am stat și m-am gândit, am plecat acasă și am spus soției mele, zic, tu nu știu ce să cred, pentru că sora asta are niște lucrări cât doar și amin, verificate de-a lungul anilor. Dar am zis în mintea mea, la timpul acela aveam un business foarte mare de materiale de construcții, granituri, parcheturi, aveam de toate felurile și vindeam materiale. Și zic către soția mea, cred că săraca soră poate, nu știu ce s-a întâmplat, să nu zic vârsta, dar cred că o greșit de data aceasta. Ea crede că noi vindem pâine și alimente. Ea nu știe că de fapt noi nu vindem nici pâine, noi nu facem pâine, noi nu facem mâncare, noi dăm materiale de construcții. Am râs, și eu ca Sara la ușa cortului, am zâmbit mai bine și am spus, Domnul să aibă milă. Dragii mei, aș vrea să vă spun, au trecut ani și în anul 2005 am fost încercați de Dumnezeu, așa cum știți noastră că v-ați rugat pentru noi. Fata noastră care era în vârstă de 15 ani, numai ce primise Duhul Sfânt în seara aceea, la o seară de o convenție a tinerilor, botezată de Domnul, jubilat de bucurie că Domnul s-a atins de ea și a pecetluit-o, venind spre casă, Domnul a chemat-o acasă la 20 de minute, a chemat-o la cer. Zdrobiți de durere, îngenunchiați înaintea lui Dumnezeu, soția mea la un timp foarte scurt se îmbolnăvește de cancer, de o boală nemiloasă, crudă, care speranțele nu mai erau. Și ne rugam lui Dumnezeu și nu știam ce să mai facem.
Trece un alt vas al Domnului din România, vine, trece prin Atlanta și vine la mine și îmi spune: frate, zice, am avut din partea Domnului să-ți spun, Domnul mi-a arătat că vrea să te folosească într-o lucrare foarte mare, nu înțeleg cum, zice, vei duce, vei predica, vei duce Evanghelie, nu știa, zice, dă o lucrare mare până la marginile pământului. M-am uitat la el, disperat, trist, și am spus: auzi, frate, numai ce Domnul a chemat-o acasă pe fata noastră, suntem zdrobiți, cu răni în inima noastră, nevindecate, soția mea bolnavă de cancer, care deja își căuta loc la cimitir, a dus să vadă unde, dacă mai găsește loc unde este fata, așa eram de disperat, zic, lasă-mă, frate, în pace, zic, ce lucrare să aibă Dumnezeu cu mine, eu nu sunt predicator, eu n-am teologii, n-am școli înalte, eu sunt simplu muncitor, parchetar, sunt un om simplu, ce să folosească Dumnezeu la mine, că sunt cel mai mic, sunt slab, pentru ce? S-a uitat la mine și a spus, nu știu despre ce este vorba, eu spun ce mi-a arătat Domnul și omul a plecat. Aș vrea să vă spun că în 2010, prin harul lui Dumnezeu, am înțeles lucrarea care Dumnezeu avea să o facă cu noi. Și am început să tipărim Biblii. Și am dus primul container cu Biblii, l-am dus în România în timpul acela. Am zis că să dăm la oameni care nu au Biblii, la ortodox și la oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Și am dus un container de Biblii. Oamenii nu vreau să le primească, oriunde ne-am dus, au spus, asta nu-i Cartea Sfântă, îi dau foc. Dar de ce să-i dați foc? Spunea, pentru că nu are semnul sfânt, nu are crucea pe ea. Și atunci am venit înapoi, i-am dus la soție, zic, ce facem? Ne-am dat pe la frați, pe unde am putut, am descărcat containerul, am venit acasă și am pus o cruce pe Biblie, un pic mai mică, am dus următorul container. Ne-am dus în diferite zone și oamenii când vedeau spuneau, no, să știi că asta e Cartea Sfântă, și au început să primească Biblia. Și ne-am bucurat că în spitale, la pușcării, pe unde se duceau Bibliile, oamenii primeau cuvântul lui Dumnezeu. Și apoi, mai târziu, am zis, dacă ei primesc Biblia cu cruce, le punem crucea și mai mare. Și am pus o cruce mai mare, așa cum o vedeți dumneavoastră. Și am zis că după ce se întorc la Dumnezeu și îl primesc, vor pune crucea pe spate și în inimă și îl vor urma pe Domnul Iisus Hristos. Avem atâtea experiențe de-a lungul anilor, că mi-ar trebui o săptămână să vă spun cum tipărim Biblii, cum ajung, cum se bucură oamenii, cum se întorc oamenii la Dumnezeu. Dar aș vrea să vă spun una dintre experiențele care le-am avut, care m-a marcat ceva extraordinar pe mine. Avem multe experiențe, am să vă spun una. M-a sunat cineva, o soră, doamnă, nu știu ce era, dar cred că era creștină, și a zis către mine, zice, am nevoie de 3.000 de Biblii. Și am zis, pentru România. Zic, sigur, avem, chiar avem un container care l-a descărcat de Biblii, dar zic, totuși, dar ce faceți cu ele? La care mi-a explicat și mi-a spus în felul următor. Tatăl meu, pe vremea comunistă, era gardian într-o pușcărie foarte severă din România și spunea, persecuta frații, pocăiții, în mod deosebit creștinii. Spunea, dacă erau criminali, dacă erau hoți, dacă erau de toate feluri de infracțiuni, n-avea treabă cu ei. Dar când erau creștini, frați pocăiți, zice, îi persecuta, îi mai și bătea, le tăia din porții, la norme unde erau, ducea o viață foarte grea cu el. Avea el ceva cu pocăiți, zice, eu eram mai mică și când tatăl meu era, nu era de gard atunci ca și gardian, mă lua de mână și mă ducea în penitenciar și mi-arăta și spune, aici, în celula asta sunt pocăiți, acolo, așa, dincolo este un alt pocăit, și cu o ură din aia extraordinară pentru creștini. Și spunea, femeia aceasta, au trecut ani și într-o zi am primit telefon, am vorbit cu tatăl meu și mi-a spus, la fată am primit o evanghelie, cuvântul lui Dumnezeu. Și am început să citesc în cartea aceasta și omul acesta
s-a schimbat, a găsit aici că Iisus Hristos iartă păcatele, că vindecă bolile, că sângele Lui îl curățește și spune s-a întors la Dumnezeu. Și după ce s-a întors la Dumnezeu, a început să laude și a primit Bibliile acestea, de care vă spun 3.000 de Biblii care au ajuns acolo. Și el, care cândva era un gardian care persecuta pe alții, s-a dus la penitenciarul acela și a dat Biblii la toate celulele și apoi spune că s-a dus și mergea prin toată România la închisori și la penitenciare să ducă Cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că cartea aceasta, Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, are putere să schimbe, are putere să facă din oameni răi oameni buni, din păcătoși face sfinți pentru împărăția lui Dumnezeu, pentru că este scrisă de autorul universului, care este Dumnezeu. S-au scris de-a lungul veacurilor și generațiilor cărți de toate felurile, cărți care au autorii lor au murit la un timp, au apărut alții, s-au contrazis cărțile între ele, au intrat în cenușa istoriei, prăfuite pe muzeele și librăriile lumii. Singura carte care a traversat veacurile și generațiile, al cărui autor este viu, este Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. El este autorul acestei cărți. Aici găsim răspunsurile vieții, aici găsim toate problemele noastre care le avem, aici găsim atunci când suntem bolnavi, aici scrie că în rănile Lui suntem tămăduiți, binecuvântat să fie, în sângele Lui suntem iertați și curățiți, dragii mei. Aceasta este puterea Evangheliei, a Cuvântului lui Dumnezeu. Iubesc din inimă această carte, pentru că cartea aceasta mi-a schimbat viața mea, cartea aceasta a schimbat viața dumneavoastră și viața milioanelor și milioanelor de oameni. Aș vrea să vă dau un alt exemplu. În timpul pandemiei, când era cel mai greu, atunci nu se găseau, toate erau o harababură, cum zicem noi, aveam nevoie, eram solicitați de Biblii pentru România, pentru anumite spitale, unii intrau foarte greu în anumite spitale să ducă Biblii, dar cum puteau, duceau. Am sunat acolo unde avem noi, de unde ne aducea hârtia, pentru că prima dată trebuie să-ți faci rost de hârtie și hârtia ajunge la tipografie. Și ne-au spus că nu, nicio posibilitate nu există, pentru că hârtia se folosește la ambalaj de medicamente și la alte lucruri care le făceau ei. Și atunci am vorbit cu, i-am explicat la o menageră de acolo și am spus că avem nevoie în România, oamenii mor, zic, n-au nici popă, n-au nici cruce, le-am zis în engleză, îi bagă în saci de nylon și în groapă. Și atunci au zis, stai și aștepți un pic. Am așteptat câteva minute și au venit înapoi la telefon și spuneam, vorbit cu cel mai mare de aici și-o hotărât să vă dea hârtie pentru 100.000 de Biblii. Extraordinar! Când am auzit 100.000, 4 containere care au ajuns încă înainte de timp la noi. Dar atunci când au venit containerele cu trocurile din astea 18-wheeler, când au ajuns, a venit primul, l-a descărcat la rampă în spate la warehouse. S-a dat jos un om și l-am întrebat, tu știi ce ai adus? A zis, I don't know, I don't care, stuff. Ok, și am dat paleta, prima paletă de Biblii jos și am desfăcut-o și zic, auzi, nu vrei să primești și tu o Biblie din asta? Uite, ai adus 20.000 de Biblii de gratis, care noi le dăm, tu le-ai adus. Când au auzit, au început să strige, să urle, au zis, eu sunt ateu, nu cred în nimic, nu există nimic în lumea asta, nu vreau să aud. Și-a pus mâinile în cap. Era un om în jurul anilor, probabil 60 de ani, și am zis către el, ok, ești ateu, dar stai, unde te duci? Că într-o zi mori și tu și eu, murim amândoi. Unde îți vei petrece veșnicia? Nu mă interesează, nu vreau. Dacă știam, nu luam lodul, am ajuns aici să aduc eu Biblie, eu un ateu, și era frământat. Am stat, am descărcat trocul și m-am dus la el la cabină cu o Biblie la spate, când i-am dat hârtiile și am spus, auzi, totuși nu vrei să primești o Biblie. A început să strige, tulburat, ți-am spus că sunt ateu și că nu cred în nimic și lasă-mă în pace. Și am spus, ascultă omule, în cartea asta,
În 20.000 de Biblii care tu le-ai adus, în fiecare Biblie vorbește despre salvarea ta, despre iertarea ta, despre mântuirea ta. Zic, omule, mai ai un pic și ești cu mâna pe clanță, cum zicem noi în Ardeal, pe clanță, te duci în eternitate. Unde te duci? Unde îți vei petrece veșnicia? Nu mă interesează, nu cred în nimic, nu există nimic. Și am zis, extraordinar, un ateu care nu crede nimic, să aducă el la mine la depozit 20.000 de Biblii. Și eram copii pe vremuri în România când auzeam, când Dumnezeu are nevoie de ceva, se folosește de vânturi, se folosește de ape, se folosește de pietri, de corabie, de pești, toate se supun din flăcări de foc, face slujitor. Și era o vorbă care spunea, zice, când Dumnezeu are nevoie de ceva, și diavolul împinge la căruța Evangheliei. Când a auzit o claxonat, s-o dus și a zis, slăvit să fie Domnul, când Dumnezeu are nevoie să folosește. Dragii mei, aș vrea să vă mai spun o experiență foarte frumoasă care am trăit-o. Nu am un ceas aici, că mi-am lăsat telefonul. Este acolo, fără 11 minute. Ne-am dus în Ghana, în Africa, să ducem Biblii. Am intrat într-un trib foarte departe, undeva la graniță cu Togo, Ghana cu Togo. Ne-am dus kilometri întregi pe jos până am ajuns. Și când am ajuns acolo, le-am spus la ea, bineînțeles, erau translatori din engleză, din engleză în limba lor, mamprulea tribului de acolo. Era noapte, ne-am dus să vestim Evanghelia, să le dăm Biblie. Până atunci a plouat continuu. Noi când am ajuns, ne-am rugat că să se oprească ploaia, că altfel nu puteam să pătrundem înăuntru. Și când li s-a translatat, când au auzit șeful tribului, erau... Cât vedeai cu ochii de culoare, erau întinși pe jos, pe iarbă, cât nu puteai să-i numeri, cât vedeai cu ochii în toiul nopții, numai ochii cum licăreau la ei, am avut o stație cu noi, am pus. Și zice, voi v-ați rugat pentru noi să se oprească ploaia, că noi am jertfit la Giugiu și la ceva zei de-a lor ca să fie ploaia, voi ați venit aici să ne stricați și noi să murim, că dacă nu-i ploaie, noi murim. Ne-am speriat și am spus, acum s-a sfârșit cu noi. Eram un grup și am spus să ne lese să cântăm o cântare. Și au zis, cântați. Și ne-am ridicat, eram vreo 12 și am cântat cântarea aceea, dacă trăim, pentru Domnul trăim, dacă murim, pentru fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Lui. Aș vrea să vă spun că în momente înainte, când stăteam în picioare și ne-au spus că noi am venit să le stricăm lor rânduielile, am crezut, un pic eram cam în... No, speriați, am zis, am lăsat acasă familie, soție, copii, zic, aici murim ca martiri. Zic. Și am început să cântăm și ne-am ridicat ochii spre cer. Numai stelele vedeam, încântam cântarea asta, plângeam. Am primit o putere de la Duhul Sfânt, ceva extraordinar, toți, nu ne mai păsa că ne frige, că ne taie, nu mai... Ne așteptam la orice, dar eram cu mâinile ridicate și cântam cântarea aceasta. Aș vrea să vă spun, în... Câteva minute au început tot să bată cu noi din palme și au început să cânte cu noi și oh, înseamnă că trăim. Și l-am lăudat pe Domnul, l-am binecuvântat. A doua zi a fost un botez, s-au întors mulți în felul lor. Am întâlnit oameni bolnavi, boli care aparatele din America nu știu dacă le găsește, boli de toate felurile și le-am spus, voi de aici care sunteți bolnavi, care aveți toate bolile care există, cum umblau acolo, desculți, picioarele voastre care ați bătătorit pământul de aici și junglele acestea, dacă voi vă întoarceți la Dumnezeu, veți călca pe străzi de aur, veți fi în împărăția lui Dumnezeu cu noi și cu alții, cu toți de pe toate meridianele pământului. Am plecat de acolo și a fost o biruință. Domnul ne-a dat putere, ne-a dat biruință și am împărțit Evanghelia și am vorbit despre cuvântul lui Dumnezeu. Dragii mei, aș vrea să vă spun, comunismul, pe vremea când eram noi, ei încercau să scoată cărțile și manualele școlii, să facă omul nou. Așa era, vă aduceți de aminte care era, era comunistă, să scoată omul nou. Omul nu poate să scoată omul nou. Cărțile care erau nu poate și n-au putut să scoată omul nou. Singurul care poate să facă o făptură nouă în Hristos este cuvântul lui Dumnezeu. Slavă, slăvit să fie numele Domnului. Și mulțumim pentru aceasta.
Dragii mei, aș vrea să vă spun că am adus cu noi aici Biblia aceasta pe care o vedeți. Este cea mai mare Biblie din lume, tipărită în limba română. Are o greutate de vreo 100 de pounds, vreo 46 de kilograme. Am adus-o și am zis că dacă venim aici să o vedeți și dumneavoastră, cartea aceasta, pentru că e cea mai mare, va intra în cartea recordurilor. Dar am spus, cel mai important pentru noi este ca numele nostru să fie scris în cartea vieții, nu aici. Că atunci în ceruri, când se va deschide cartea și numele acelor sfinți se va citi, să fiu și eu, să fiți și dumneavoastră și nimeni să nu lipsească de la această strigare. Mulțumesc Domnului pentru că am putut să stau aici înaintea dumneavoastră și așa cum v-am spus, vine greu câteodată pentru că aveți aici oameni care trec, predicatori de elită, cum spunea cineva, unde te duci la o biserică mare, că acolo e crema predicatorilor care trec. Tu ești un om simplu și azi Dumnezeu folosește oamenii mici, oameni simpli pentru lucrările Lui și dacă facem ceva, nu este meritul nostru, ci este harul Lui Dumnezeu. Aș vrea să vă spun povestea fratele Ghiță Moiș cu ani în urmă, care din când în când mai primesc Biblie și la Baia Mare, spune, eram la o evanghelizare într-un sat undeva și s-a terminat evanghelizarea și a fugit un om după mine și m-am lăsat geamul, oare ce vrea de la mine? Și zice către mine, dă-mi o Biblie, am ascultat mesajul, eu sunt ortodox, sunt un om de lume, un om cum trăia lumea. Și zice, am avut o Biblie scrisă, cu, așa cum scriem noi, cu tot felul pe ele de notițe, i-am dat Biblia aceea. La un an de zile m-am întors înapoi la o evanghelizare în zonele acelea și omul acela schimbat și transformat a venit la mine și mi-a spus, am primit cuvântul lui Dumnezeu, cartea aceasta mi-a schimbat viața mea, m-am botezat și astăzi sunt copilul lui Dumnezeu. Dragii mei, aș vrea să vă spun, anul trecut la convenția de la Atlanta, unde am sărbătorit, e harul Domnului, nu noi, pentru că noi nu puteam să facem nici un testament pe puterea noastră dacă Dumnezeu nu ne-ar fi ajutat. Și crucea aceasta de care eu v-am spus, cum am zis de la început, care am dus primul container în România, anul trecut la convenția de la Atlanta, a fost și fratele pastor Câmpianu pe scenă, ne-au dat o surpriză, ne-au dat o plachetă din aia, am pus crucea pe numărul 1 milion de Biblii, Biblii care au ajuns pe toate meridianele pământului, au ajuns în sate, au ajuns în cătune, au ajuns în metropole și au ajuns în junglele cele mai îndepărtate a Africii, în Mozambic și în alte țări. Avem acum alte proiecte, anul acesta prin harul Domnului am reușit să facem 142.000 de Biblie, avem containere care unele le-au descărcat, altele le descarcă în următoarele zile în România, avem pentru Ucraina 20.000 de Biblie care deja sunt aproape terminate de tipărit, avem pentru un trip din Africa, o zonă din Africa, Biblie în limba franceză unde vorbesc ei cu translatorii lor și avem 20.000 de Biblie pentru o țară foarte specială, pentru Coreea. Ei le vor duce în South Korea și de acolo ei le vor trece mai departe. Dar Dumnezeu lucrează, Dumnezeu este în control și ne ajută la toate aceste lucruri. A venit cineva la noi la Atlanta și am spus, n-ai vrea să trimiți și tu niște Biblii, doar noi le tipărim, ele ajung peste tot, să dai și tu la tine în satul tău, în orașul tău. Mi-a spus, zice, ascultă frate Mătăsaru, zice, dacă Dumnezeu are nevoie de Biblii, poate se face să ploaie cu Biblii. Și am spus, e adevărat, Dumnezeu poate să facă să ploaie cu Biblii, dar tu când erai undeva în România, într-un sat de lângă Luduș, când umblai prin făgădaie și restaurante și din astea, ca tu să te întorci, a venit cineva, n-a plouat nici cu îngeri, a venit Domnul Iisus Hristos, a plătit prețul pentru tine ca să te mântuiască. Dragii mei, dați Biblii oamenilor, averile rămân, casele rămân, aici ne rămân toate, viața trece așa de repede să duce, nu ne alegem aici pe pământ numai cu trudă, cu necaz, dar ceea ce facem pentru lucrarea lui Dumnezeu, ne vom întâlni în împărăția Lui. Dacă aveți nevoie de Biblie, dați Biblie oamenilor, avem continuu acolo și Dumnezeu să vă binecuvinte. Și mulțumesc, Domnului în veci. Mulțumesc fratelui
Vasile, că a avut încredere să mă lase să vorbesc. Domnul să vă binecuvinte. Slavă Domnului!